Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 23 mai 2024 și am venit să verific un roi natural prins din copac. Problema este că îl bănuiam eu că este cu matcă tânără roit, nu cu matcă bătrână. Matcă virgină era cu câteva zile. Care e problema cu ea? Să vedem ce avantaj avem la un roi natural. Adică eu, din câte am observat, un singur avantaj la un astfel de roi natural este în momentul din care l-ai luat din copac, el deja are culegătoare. Teoretic, dacă îl prinzi cu matca bătrână, depune și ouă a doua zi, construiește foarte repede foițele, nu e nicio problemă cu el în astfel de cazuri. Eu, în momentul acela, ca să nu plece un roi din stup, să nu părăsească stupul, îi dai o ramă cu puiet larvar. Acest lucru se face pentru ca roiul natural să nu părăsească stupul. Cam astea ar fi avantajele. Acum, dezavantajele unei colonii care roiește, normal este aceea că colonia, în primul rând, nu lucrează și se înjumătățește, îi slăbește puterea. Iată ce frumos s-a făcut acest mic roi natural. El a construit aici, i-am dat o foaie. Nu numai că construiește, a băgat miere aici. Are miere atâta timp cât nu crește larve, cantitatea de miere este mai mare. Mai ales că un astfel de roi, când pleacă din stup, pleacă cu o cantitate însemnată de mâncare. De aceea roii nu sunt, să zic așa, agresivi, fiindcă ei sunt plini de miere. Albina respectivă, care pleacă din stup, e plină cu miere. Așa. Bate un pic vântul. Totul e plin cu miere, dar nu asta mă interesează, ci prezența reginei și să văd dacă depune ouă. Ar cam fi cazul să depună ouă. Dacă totul e aici plin cu miere, am aici foile pregătite, o să îi le dau. Aceasta rama mai închisă la culoare este rama cu care am venit, de i-am dat puietul la acea dată, deci nu-i puietul acestei regine. Și într-adevăr am ouă în această ramă, ar trebui să fie și matca prezentă. E bine, înseamnă că s-a împerecheat. Era o matcă care nu era împerecheată la momentul acelui roi. Aici acum o să-i mai adaug o foaie. Mă uit să nu fie matca pe aici ca să vă aduc rama cât mai aproape posibil. Dacă îi dădeai acestei regine numai foi, era o treabă. Foarte fain, stă albina cu minte, liniștită.
era și matca aici, tânără, bun, avem o matcă tânără, de roire, împerecheată, de pune ouă. Perfect. E perfect, să-i urmăresc și celelalte rame. Celule goale nu prea mai are unde să depună ea ouă, așa că am să-i dau o foaie mai aproape. Nu mai are unde să depună. E greutatea ramei, îmi spune că totul e plin cu mieră. Totul e plin cu mieră. Acum, văzând care rame sunt pline cu miere și cu mâncare, în ambele părți ale acestei rame maro, o să-i pun cele două foi. În acest caz nu mai este nevoie de mâncare. Știți că se spune că la roi trebuie să le dai sirop. Nu e cazul, la un roi natural nu se dă sirop. Bun, are miere suficientă. Ea s-a organizat, matca depune ouă cam de două zile, o zi maxim depune ouă. După cum am văzut că sunt poziționate aceste ouă. Punem aici o foaie. Și încă una aici, ca să își formeze celule goale. După câteva zile voi veni și voi vedea dacă le-a construit și le-a și ouat. Și dacă e nevoie, voi mai veni cu foi la dânsa. Dar până nu iese albine, nu prea ai de unde. N-are cum să crească. Deci această colonie n-are cum să crească, fiindcă n-are puietul. N-are puietul disponibil. Bun, cam asta ar fi. Deci ăsta ar fi un avantaj al unui roi natural. Dezavantajul este în colonia care pleacă, slăbește, are această reticiență, să zic așa, de a nu lucra. O astfel de colonie lucrează mai puțin. Dar dacă se întâmplă, se întâmplă. E singurul roi natural care, să zic așa, l-am scăpat dintr-o mică greșeală. Că i-am lăsat mai multe boci acolo și iată, albina a decis că au albine suficiente și a roit. Cam asta ar fi. Încă nu tratez acest roi. Abia după ce vor fi larele, îl voi trata. În următorul film merg la o familie cu o matcă B24X ca să văd dacă a intrat în friguri. Este singura colonie care mai are posibilitatea de a intra în friguri. Cam atât. Ne vedem în următorul film. Până data viitoare, numai bine!